Eu nu scrives corola de minunea lumii, de Lucian Blaga. Comentariu Universul poeziei lui Lucian Blaga este cel tradițional al poeziei românești, ale cărui coordonate au fost mai ales trasate de poezia eminesciană cu adâncimile sale filozofice și cu izvoarele ei folclorice. Lucian Blagat trăiește intens problemele culturii epocii sale și caută să dea răspunsuri concordante cu liniile spiritualității europene. El trăiește în atmosfera noii filozofii idealiste, inundată de intuiționismul bexonian și de psihanaliza subconștientului. Gândirea lui filozofică este metafizică și, deci, opusă gândirii științifice a materialismului dialectic și istoric. Întreaga sa poezie conține, în fondul ei, această poziție filozofică pe care vrea să o transmită prin modalitatea estetică a metaforei inedite. Inițial, Lucian Blaga și-a formulat crezul poetic în poezia Ionu nu strivesc corola de minunea lumii, cu care deschide primul său volum, Poemele Luminii. Sunt exprimate aici arta sa poetică și esența gândirii sale filozofice într-o metaforă globală a cărei izbitoare noutate încântă și emoționează prin originalitate. Citat eu nu strivesc corola de minunea lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, în flori, în ochi, pe buze urmurminte. Lumina altora sugrumă vraja nepătrunțului ascuns în adâncim de întuneric. Am încheiat citatul. Din poezie se desprinde ideea potrivit căreia lumea e o corolă de minuni, în care palpită vraja nepătrunsului ascuns în atâncim de întuneric. Poetul nu caută limpezirea tainelor, ci îmbogățirea lor cu largi fiori de sfânt mister, cu neînțelesuri și mai mari. Mijlocul de pătrundere în miezul ascuns al tainelor, fără să le strivească revelația, este lumina iubirii. Citat. Eu cu lumina mea sporesc ca lumii taină și tocmai cum cu ei albe luna nu micșorează, ci trimurătoare mărește și mai tare taina nopții, așa îmbogățesc și eu întunecata zare cu largi fiori de sfânt mister și tot ce ne înțeles se schimbă în înțelesuri și mai mari sub ochii mei, căci eu iubesc și flori și ochi și buze și morminte. Am încheiat citatul. Este vorba de o iubire instrumental cunoașterii, revelatoare pentru procesul poetic. Starea poetică însăși e o ipostază de cunoaștere nemijlocită, de vibrare, de intrare în rezonanță cu misterele lumii. Acest punct de vedere este diametral opus raționalismului și științei a căror lumină sugrumă ucide farmecul trăirii de extaz poetic și de cunoaștere extatică. Propriu zis, poetul Blaga exprimă metaforic punctul de vedere al filozofului Blaga. E o afirmare de principiu, o afirmare cu atât mai categorică cu cât ea este formulată prin două coordonate negative, nu strivesc și nu ucid. Verbele poartă în ele rezonanța păcatului capital, iar negația prinde forță prin accentul pus pe pronumele personal eu, care îl detașează și îl opune pe poet altora, acelora cu lumina lor, comit acest sacrilegiu. Tainele sunt pretutindeni, dar ele apar mai evident în flori, în ori, pe buze, ori morminte, aspecte concrete și simboluri totodată reprezentative în corola de minunea lumii. O poziție absolută, contradictorie, acuzatoare față de cei care sugrumă vraja nepătrunsului ascuns în adâncim de întuneric, este încă o dată subliniată prin repetarea aceluiași pronume personal, eu, precedat de conjuncția adversativă, dar. Citat. Dar eu, eu cu lumina mea, sporesc ca lumii taină. Am încheiat citatul. Poietul se crede un demiurg, un creator al dimensiunilor de adâncime a tuturor tainelor. Comparația cu care ilustrează faptul sugerează sporul de mister. Citat și întocmai tocmai cum cu razele ei albe luna nu micșorează, ci tremurătoare mărește și mai tare taina nopții, așa îmbogățesc și eu întunecata zare, cu largi fiori de sfânt mister, și tot ce-i neînțeles se schimbă în înțelesuri și mai mari, sub ochii mei. Am încheiat citatul. Comparația e un joc de efecte contrare, analogic corespunzătoare. Lumina lumii, albă și tremurătoare, mărește și mai tare taina nopții, pentru că nu este în stare să împrăște întunericul. Lumina rațiunii poetului îmbogățește întunecata zare cu largi fiori de sfânt mister, pentru că e limitată și orizontul cunoașterii rămâne tot sub dramatice întrebări. Și atunci cunoaștere rațională, neputincioasă, e înlocuită cu trăirea misterelor, cu sporirea tainelor și a neînțelesurilor. Aceasta, pentru poet, este cu putință, căci eu iubesc și flori, și ori, și buze, și morminte. Iubirea, deci, ca atitudine, ca stare de spirit, îl transpune pe poet în taina existenței și o trăiește ca atare. Întreaga poezie este construită pe antiteza lumină întuneric. Întunericul e deținătorul tainelor și al vrajei, al incantației. Lumina rațiunii ucide aceste taine și sugrumă vraja lor. Dar poetul, este posesorul unei alte lumini. Lumina mea opusă luminii altora, lumina intuiției becksoniene, lumina iubirii, lumina trăirii existențialiste care îl umple cu largi fior de sfânt mister. În ineditul metaforei și al celorlalte mijloace artistice, rezonanța afectivă a cuvintelor, melodia ritmului interior Accentele frazei poetice, cursul dialectic al imaginilor și plasticitatea de multe ori violentă a lor sunt îndemânări poetice de o ispitoare originalitate. Pentru Lucian Blaga, actul poetic este o confundare în subiect, o trăire a adâncimilor iraționale dincolo de domeniul în care stăpânește logica și rațiunea, acolo unde revelația e singura care dă impuls misterului.